În legătură directă cu noi în acest moment este șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Bună seara, mulțumesc pentru acest dialog, domnule secretar de stat. Primul lucru este, ce reacție aveți la vederea acestor imagini? Aceste imagini cu oameni care sunt în joia aceasta, în magazine, în piețe, la cozi, unul lângă altul, fără mănuși, fără măști. Cred că toată săptămâna asta, de la președinte, la premier, la ministrul sănătății, împreună cu toții am zis, trebuie stat acasă și trebuie continuat în respectarea măsurilor care s-au impus. De ce? Pentru că nerespectarea va însemna în 14 zile un impact major, pentru că e perioada de incubație. Este clar, dacă acum oamenii s-au relaxat, merg, se infectează o parte din ei, merg acasă. Poate că sunt unii care rămân asimptomatici, infectează pe alții acasă. Dacă au bătrân acolo încep să apară simptome grave, probleme grave, poate chiar și decese pot să apară. Deci asta totul poate să apară în următoarele 14 zile. De aici noi am insistat și insistăm cu toții și eu insist personal la acest lucru. Să respecte recomandările și să evite ieșirile nejustificate și să respecte toate recomandările care s-au dat până acum. Problema nu s-a terminat. Problema încă suntem în mijlocul ei. Nu știm pe unde o ia. Fie virusul ăsta o să o ia către o stabilizare și o scădere a numărului în faza asta până la toamnă să vedem ce va fi, fie o să o ia în sus și o să înceapă să crească numărul cazurilor din cauza noastră, că n-am respectat regulile care s-au adică impus. Dacă am îmi spuneți că în acest moment suntem, dacă vreți, așa pe o muchie de cuțit. Dacă suntem cu minți, nu vedem nici primăvara de afară, nu ne gândim nici la sărbătoare și cum o petrecem în mod normal, dacă suntem cu minți, vârful o să fie ceva mai liniștit, mai potolit. Dar dacă nu, urmările vor fi Italia-Spania. Pot fi, nu vor fi. Urmările pot fi că și în Italia și Spania și vârful poate să se mute către o altă perioadă. Adică s-ar putea să ajungem cu vârful să se ducă către iunie, către o altă lună și să crească foarte mult numărul cazurilor. Deci de aici trebuie să fim extrem de atenți. Și nu este o glumă când spunem, adică nu iese lumea să spună la toate nivelurile, să spună stați acasă decât dacă e ceva serios. Dacă spunem stați acasă, înseamnă stați acasă, înseamnă că asta este ce este logic să se facă, că n-are nimeni interesul în a bloca cumpărăturile, în a bloca economia pe partea de consum, de anumite servicii care acum sunt oprite. Categoric. Nimeni n-are acest interes, nimeni. Decât că există o problemă medicală, este o urgență medicală. Și această urgență medicală ne impune niște reguli. Aceste reguli trebuie respectate. Într-un fel să alegem răul mai mic, care este acela de a sta acum în casă, ca să nu fie un număr mult mai mare de îmbolnăviri. O secundă, domnule secretar de stat. Sunteți, domnule Raed Arafat, omul pe care românii îl cred. Și aici aș vrea să le spuneți din tot sufletul ce să facă, de fapt, în acest weekend, sâmbătă noapte, de obicei ne duceam la biserică, la înviere, nu o putem face și e bine pentru noi să nu o facem. Duminică, de asemenea, erau mesele în familie. Care-i mesajul pe care l-ați transmite din suflet? Că să aibă sărbători fericite așa cum le vor anul viitor, să stea acasă anul ăsta. Să nu primească vizitator, îmi pare rău să o zic așa, dar fără vizitator, fără vizite, în familie, cât mai puțin expuse persoanele vulnerabile, mai ales cele în vârstă, altfel, la anul, și îmi pare rău să fiu așa direct pe tema asta, la anul, în loc să sărbătorească, vor face, își vor aduce aminte de cei decedați din cauza Paștelui de acum. Deci treaba asta nu este deloc simplă, trebuie exact așa să o ia. Deci, acum stăm acasă ca la anul să fim cu toți împreună. Acum ne batem joc de recomandări, la anul s-ar putea să nu fim deloc cu toți împreună. Deci asta este mesajul care îi rog pe toți să-l ia direct așa cum îl spun. Este o treabă foarte serioasă respectarea
recomandărilor venite din partea medicilor și din partea autorităților care au un singur interes, cum am zis, limitarea răspândirii virusului. Pot să sărbătorească acasă, pot să se simtă bine acasă, știu că nu este așa cum s-a obișnuit lumea de fiecare dată, dar trebuie făcut acest sacrificiu, acest an. Acest an facem sacrificiul, anul viitor, cel mai probabil și sper, vom fi într-adevăr la normalitate din nou și vor fi cu toți împreună, cu toți membrii familiei, cu prietenii, cu toți care își doresc să petreacă Paștele cu ei. Domnule secretar de stat, aș vrea acum să ne întoarcem la adoptări, la ce au medicii la dispoziție, în special în unitățile de terapie intensivă. Astăzi am anunțat împreună faptul că românii, și subliniez asta, de fapt românii au venit în sprijinul SMURD prin donațiile pe care le-au făcut în cadrul Teledonului Români împreună. Fundația Mereu Aproape cu acești bani, cu 872.000 de euro, sprijină SMURD cu două unități mobile de terapie intensivă, fiecare cu câte 12 paturi, și acestea dotate cu monitoare de funcții vitale și cu acea structură care are și injectomat și perfuzomat, câte 24. E important să le spunem oamenilor de ce acestea sunt utile, domnule secretar de stat. Deci, asta e un proiect care e singurul proiect care noi l-am pornit de data asta pe linia Fundației pentru SMURD, pentru a veni în sprijinul sectorului sanitar și pentru a veni în sprijinul pacienților, și e un lucru care rămâne pe durată lungă, asta poate oricând fi folosit, să fie folosit când ai multiple victime și când ai o problemă majoră. Este un proiect care Fundația Mereu Aproape a venit în sprijinul lui și, așa cum ați zis, două din patru trailere urmează să fie luate de la prin fondurile care au fost culese de Fundația Mereu Aproape. Îmi permiți, te rog, să spun și de ceilalți care participă, pentru că cred că este un lucru normal să zicem asta. Deci mai avem încă două trailere care participanții la ele sunt Lidl, Rompetrol și Crucea Roșie Română. Deci, și mai avem și încă o participare de la Suceavă, de la o asociație cu domnul Mandache, nu știu numele asociației. Deci toți împreună încercăm să luăm aceste patru trailere, adică nu mai spun încercăm pentru că deja sunt contracte semnate. Exact. Și sperăm că primele două vor sosi, sperăm, în cursul lunii aprilie, începutul lunii mai. Este și un apel. E un apel, domnule Raed Arafat, pe care vreau să-l fac, și e foarte bine că ați explicat. Donația românilor prin intermediul Fundației Mereu Aproape este legată de două trailere și dotarea din interiorul lor, și mi-aș dori foarte mult în continuare să vin alături de dumneavoastră și pentru ce alte lucruri mai sunt utile. Această donație este de 872.000 de euro, sponsorizare, evident, ca termen juridic, și e foarte important să continuăm împreună, domnule Raed Arafat. Sigur că se vor alătura și alții, fiecare cu cât poate, așa cum ați enumerat, și o asociație, și firme. E important că românii fac asta. Mulțumesc foarte de ce mult. Este important? Da. Mulțumesc foarte mult, domnule Raed Arafat. Mulțumesc pentru intervenția în direct.